Mâine, cine e interesat, vă aștept la salonul literar, verificați programul congresului și aduceți cu dumneavoastră cărți și faceți legături între scriitorii de peste tot. S-au încărcit aceste cărți, dar să încerc să le descălcesc. Volume de acestea, fiecare între 6, 7, 800, 1000 de pagini, în total 20.000 de pagini, trebuie curățate, actualizate. Este o muncă necesară, pentru că unele informații sunt depășite. E normal, atunci când am început această lucrare, care a evoluat progresiv, nu exista internet și m-am bazat pe lucrările din biblioteci. Am menționat și la deschiderea Congresului ARA, am cumpărat o parte din dicționarele bibliotecii municipale din Goreal, făcând niște donații, pentru că în Occident, încet, încet, bibliotecile publice trec pe cartea scrisă și cartea tipărită e pusă în depozit. Eu mi-am făcut un depozit de 12.000 de cărți acasă și 20.000 de ziare românești scoase în toate țările lumii. Vă voi prezenta dovadă. Da. Soția mea, iubita mea de 46 de ani, ne-am întâlnit în tren. Trenul accelerat de la Timișoara la București și ne-a stat alături de 46 de ani și e profesoară de germană și de vreo 15 ani am rugat-o doar să-mi facă cafeluța de dimineață. Dar vă rog, nu mai primiteți curriculum vitae de 28 de pagini. 500 de cuvinte după un format tipic pe care îl găsiți la Casa Cărții de Știți. Iau la întâmplare cărțile pentru că au fost curioși și le-au răspuit, deci mi le-au încălcit. Presa Diasporei Românești este cartea mea favorită, cea care mi-a deschis un orizont miraculos privind exilul de aproape 200 de ani. Am aici și primele publicații în limba română scoase de Bolintineanu și Bălcescu la Paris, România Viitoare, așa se spunea, și Buciumul. Această carte cuprinde un inventar, un catalog al tuturor publicațiilor, inclusiv publicații, pentru că am realizat un volum Professors of Romanian Origin in the United States and Canada, adică profesori de origine română sau Romanian descent, pentru că unii sunt doar de origine română. Vreau să vă spun că eu sunt un tip liber, când spun român, mă bazez pe ce scrie în enciclopediile din străinătate, born in Romania. Așa încât mulți dintre profesorii care sunt în această carte sunt
din România, veniți în Statele Unite, prin Israel, și alții veniți în America la început de secol, pentru că au avut o experiență mai mare ca noi în emigrație, iar la 1910, deja evrei români își luau doctoratul la armă. De ce spun acest lucru? Poate că mi se pare depasat sau lipsit de modestie. Nu. La un moment dat, începi să îți dai seama de valoarea unor lucruri dacă tot le întorci pe față și pe dos. Și am tot căutat în toate bibliotecile să văd dacă românii au o carte în limbi de circulație, în speță, în limba engleză, care să adune 2000 de personalități înaintași titori, dar și contemporani din România și din străinătate. Și nu există. Această carte, împreună cu primul cursul în limba engleză a românilor din America, ne-au dat șansa să conduc doi președinți ai României, chiar în biroul oval al președintelui Clinton, 98, la Pentagon, să mă întâlnesc cu oameni importanți în lume, unul dintre cei trei oameni, Alan Shepard, care a zburat pe lume. Pentru că eu am o comoară aici. O comoară care vreau să o dăresc țării. Am aici o bază de date care se vrea actualizată și folosită atunci când cărțile tipărite vor fi tot mai rare. Pentru că viitorul este al cărții electronice. Nimeni de aici nu-și poate permite să dea 3.000 de dolari pe acest semn. Atât a costat. Atât a costat pe mine. Deci, vă dați seama că acest proiect nu este făcut pentru bani. De aceea am spus, nu dau nicio carte, să vă dau rapid referință. Este un efort total, o muncă de viață și, dacă vreți să accentuez și aspectul ăsta care poate vă spune mai mult, mi-am vândut casa câteva sute de mii de dolari. Nu spun câte, pentru că sunt peste jumătate de miliard. Deci, asta înseamnă efortul total și nu vreau decât această carte care ne reprezintă, nu este cartea în formare. Tocmai vreau să-i mulțumesc domnului profesor Mircea Popa, care a avut amabilitatea să scrie un articol de la Enciclopedia Minerva la Enciclopedia Cornell. Sunt onorat, nu mă pot compara, dar eu cred că această carte nu aparține mie. Aparține dumneavoastră, trăitorilor de aici, să o facem mai bună. Pentru 2021 doresc să fac o invitație. Da? N-aș putea face cu toate că am făcut destul. Dar răspundeți, vă rog, la o întrebare. Că este mai complexă. Sincer. Vom avea o sesiune, dar numai de critică. Întrebări. Păi despre asta e vorba. Ne-a promis. Spuneți-ne, domn profesor, pe când ideea să dați la o parte ce nu e important, să-l actualizați și să-l puneți pe piață. Acum câtva timp, pe coperta 4 a uneia dintre enciclopedii, spuneam ce pot eu să spun după atâta muncă. O profesiune de credință, un testament de suflet, care l-am intitulat Sunt conștient. Acesta este, de fapt, mesajul meu de astăzi seara. Sunt conștient că meritul aceluia care a realizat prima enciclopedie a românilor din America, așa era atunci, constă nu atât în structurarea materialului,
cu imperfecțiunile aferente, cât în pasiunea, consecvența și curajul de a finaliza o lucrare de referință ce se cerea făcută de către o instituție cu resurse și personal. Nimeni dintre istoricii din țară nu a contestat și nu contestă importanța românilor din America la istoria generală a românilor. Totuși, timp de peste un secol, nimeni nu a putut dărui 30, erau atunci de ani, 35, pentru că s-a întâmplat cât a timp în urmă, 30 de ani din viața lui, pentru această cauză, nimeni nu a depus efortul de a călători în multe orașe, 300 de comunități românești din statele de Canada, nimeni nu a dat de istoria neamului, continuați munca, preluați ștafeta și îmbunătățiți opera. Mii de români părăsesc țara. Unii se întorc acasă, alții se pierd printre străini, iar urmașilor sunt supuși procesului firesc de asimilare. Ne pierdem rădăcinile, spuneam românilor americani. Istoria desțăraților, cuvânt fabricat de mine, trebuie scrisă. Pentru ca rădăcinile noastre să dureze, pentru a nu ne pierde ca neam. O nație fără rădăcini este o nație pierdută. Dan Fornade, Enciclopedia României din America. Acesta este rădăcinea mea de super. Deci, dacă nu aveți întrebări, dacă nu aveți întrebări, vreau să invit pe doamna Veronica Balaș de la Radio Timișoara, membră a Academiei noastre și autor de multe lucrări, să o prezintă pe invitata noastră, care este tot Timișoara. Bună seara, Cluj! Ardea, mă bucur să vă întâlnesc în această formulă. Mă rată să o prezint succint pe Aura Swarovska. Este originară din Lugoj, vine din Banat și încă de la vârsta de 6 ani se pare că a reușit, așa cum, dacă l-aș parafraza pe Eifendorf, aș spune că dacă reușești să găsești cuvântul magic, lumea începe să cânte. Ea a știut să cânte pronunțând ideea de, și cuvântul de muzică încă de la 6 ani. Interesant pentru profesia Aurei este faptul că a absolvit o facultate de științe economice. Ba, mai târziu și-a dat și un doctorat de manageriat cultural, provenind toate aceste date de la prima sa formație și n-a încetat să exerseze muzica în acea perioadă, a avut chiar un moment, intenția, impresia și conjunctura o determina să creadă că va fi un economist care se va ocupa și de muzică. Destinul însă i-a deschis noi căi, bine meritate, pentru talentul ei, și a terminat, sigur, studii muzicale și a dat un doctorat în domeniul din domeniul operei și a fost o perioadă importantă din viața sa până mai ieri la Opera de Stat din Viena. Ne-a reprezentat acolo cu cinste, cu onoare, nu doar pe scena vieneză, de acolo a plecat și pe alte scene. Impresionată am fost când mi-a spus că a trebuit să învețe într-un tip record să cânte în japoneză. Și a reușit. A reușit și acesta nu este decât unul din
elementele care ne pot mului, pe lângă talentul, vocea, perseverența, discreția în comportament, are chiar un comportament academic. Nu se laudă niciodată, nu are ifose de prestigiu, deși ar putea să aibă, și noi, cei de acasă, din Banat, o îndrăgim și pentru acest lucru. Deci, cu cele două, să-i spunem, specialități ale sale, care la un moment dat undeva probabil se întâlnesc, pentru că studiind științele economice și matematica, sigur,